aici un ceas cu termometru. Ceasul e un DS3231 în modulul de aici. Un senzor de temperatură DS1820. Deci așa de obicei pentru folosit pentru Raspberry Pi de 4 inch. Am un Arduino Due în spate aici, pentru că are logică de 3,3 V ca și Raspberry Pi, ca și afișajul și nu trebuie să mai modific nimic. Temperatura se citește la 15 secunde. Am văzut că e destul de lent afișajul. Acel flicker, nu știu, nu se vede, de ochi uman nu se vede. Dar e ok în rest. Temperatura este la 15 secunde. Se schimbă doar bucăți din aici, de exemplu, când se afișează 19 secundele, se afișează secundele, după aceea se șterg cu negru, după aceea se afișează iar ca și orele și minutele sau ziua și data. Așa se șterge, întâi cu bucata decât o bucățică și apoi se afișează. Așa ar trebui să facă, deci, ca să nu apară, vedeți că e destul de lent afișajul sau procesorul de pe ăsta e prea lent pentru afișaj, procesorul de pe microcontroler, dar în mare e ok. Încă nu am implementat partea de schimbare de oră și dată, dar o să o pun și pe aia. Ce să zic, ok.